nou. Oamenii mănâncă tot mai des la festivaluri street food. Am văzut corporatiștii care nu mai bat drumul până la cantină, împinge tava, restaurant, ci preferă să coboare din clădire și să-și ia repede din truck ceva. Atenție, nu întotdeauna într-un camion de street food găsești fast food. De multe ori acolo găsești și slow food sau mâncărică de alte genuri. Să nu uităm de deserturi, care sunt tot mai prezente în mașinuțele astea. Alisa a făcut un material tocmai despre mâncatul ăsta pe fugă al oamenilor. Adică nu mai punem cuțit, furculiță, trei tipuri de farfurii și bavețică. Hai să vedem! Trendul mâncării pregătite pe marginea drumului este într-o continuă expansiune, iar oamenii din ce în ce mai ocupați aleg să înfulece ceva gustos în drum spre serviciu sau să-și potolească foamea pe la festivaluri. Noi însă am vrut să vedem ce e și de cealaltă parte a pupitrului. Defect profesional. Fii atent, eu sunt moldovean, că nu prea le-am cu gătit. Serios? Mă înveți și pe mine să fac ceva de mâncare? Păi, da, cum să... Dar mâncarea pregătită în food truck-uri nu trebuie confundată cu mâncarea de tip junk fast food. Aici avem coaste de porc, taliată de vită. Taliată de vită se face de numărul de la vită, burger de vită și obrăjuri de vită. Ce preferă cel mai mult cei care trec pe aici? Marea majoritate preferă burgerul, gen, știi, clasic burger, dar mulți rămân surprinși când vin și mănâncă și gustă obrăjuri și taliata de vită. Ce este? Pulcuțe, obrăjuri de vită. Da, da, îi gătim la sous vide, temperatură joasă, vreo 12-14 ore și e ceva wow. Și dacă am învățat să fac aripioare picante, crocante și le-am servit cu cartofi prăjiți, acum este timpul și pentru desert. De aceea o să mă îndrept spre standul cu înghețată. Ce înghețată îți pregătești, asta vei mânca și tu și colegii alături de care ai venit astăzi la acest eveniment. Deci ai grijă cum pui mâna. În ultimii ani, România a devenit un punct important pe harta mondială a evenimentelor gastronomice, iar pofticioșii sunt tot mai deschiși să încerce preparate noi. Peste 20.000 de români trec pragul unui astfel de festival. Plioscăie lângă mine de când a început materialul. Noi nu vedem imagini, doar auzim sunetul. Dar la aripioare a plioscăit prima dată. Crocante. Și prăjiți. După care imediat și-a adus aminte al nostru coleg Oprișan că reporterii noștri, de când suntem relocați, iată, la malul mării, n-au adus un cap de ață, practic. Mai puțin niște dulceață de trandafir, dar n-aveam... Cât timp a trecut? Cum? Cât timp a trecut? O săptămână cu două săptămâni. Uite, e luna. Cât înseamnă asta adunat? 4 săptămâni. Adică o lună de zile. Da. Atât am avut de zis. Un babic, un ghiudem. O lună de zile. Ghiudem am primit. Cine? N-am primit. Nu am primit. Vreau să zic că e pe drum. Deci dumneavoastră ai relații suspuse. La casa de comenzi. La casa de comenzi. Da, dar uite, Duța a fost ieri o zi întreagă, a stat la Podgorie și n-a venit cu nimic. Nici la litru, nici la jumate, nici la 75. Pe bune? Nu. Serios? Păi l-ați văzut voi pe aici astăzi? Mi-a fi trimis numai mie. Citeam și noi cu coperți la schimb. Știți cum e. Amalia este pregătită.